Fostul campion de Formula 1, Michael Schumacher, a mai trecut de o cumpănă noaptea trecută. Marele sportiv a suferit o altă operație pe creier, a doua de la internarea sa la spitalul din Grenoble. Medicii vorbesc de o îmbunătățire a situației lui Schumi, dar o fac în continuare cu mari rezerve. Între timp au apărut imagini dramatice din timpul operațiunii de salvare a fostului pilot. Le-a filmat un martor la câteva minute după ce Schumacher a căzut pe pârtia de schi din stațiunea franceză Méribel. Este momentul în care elicopterul care îl transportă pe Michael Schumacher se ridică de pe pârtia de schi și pornește spre spital sub privirile a zeci de martori. La bord, septuplul campion de Formula 1 încă era conștient. Suferise o căzătură gravă în timp ce schia cu fiul său și cu câțiva prieteni. Zeci de minute mai târziu ajungea pe mâinile medicilor de la Spitalul Universitar din Grenoble. Era deja în comă. Noaptea trecută, fostul campion a suferit o a doua intervenție chirurgicală pe creier. Medicii au eliminat încă un hematom cerebral după o intervenție care a durat două ore. La situation est mieux contrôlée qu'hier. On peut pas dire qu'il soit hors de danger, mais on a maintenant un petit peu plus de comme je l'ai dit hier, on a gagné un peu de temps. Les heures encore une fois, les heures à venir sont encore des heures qui sont cruciales. Membrii familiei lui Michael Schumacher stau de veghe fără o clipă de pauză la căpătâiul lui. Au ajuns la ei toate mesajele de încurajare ale fanilor și toate urările de însănătoșire grabnică. J'espère qu'il va s'en tirer. J'espère que lui qui est un peu notre icône quand même dans ce sport s'en sortira. Ich hoffe, dass ja wieder mal auf die Beine kommt und so, ne? Der hat ja nur ganz Leben vor sich, hat ja so schön weit gebracht. Condiția fizică a marelui sportiv l-ar putea ajuta să scape cu viață, dar un asemenea șoc poate lăsa urme greu de înlăturat. Medicii recomandă răbdare, dar așteptarea este grea pentru toată lumea.